Bine v-am regăsit pe canalul de YouTube al evomag.ro la unboxing-ul multifuncționalului Brother DCP-L2500D. Multifuncționalul Brother DCP-L2500D este la bază o imprimantă mono-laser ce include și funcțiile de scanare, copiere și printare ale paginilor duplex sau mai bine zis cele printate pe ambele fețe, fiind orientată în mare parte către utilizatorii casnici sau birourile mici. Singurul port de date al imprimantei este cel USB de pe spate, modelul nedispunând de conexiuni wireless sau de rețea, în timp ce accesarea și schimbarea cartoșului se face simplu prin intermediul setarului special dedicat de pe fața multifuncționalului. Panoul de control este cuprins pe partea frontală a porțiunii de scanner a multifuncționalului, butoanele de mari dimensiuni înconjurând ecranul de tip LCD cu două linii, ce vă ajută în setarea și utilizarea funcțiilor aparatului. Cu ajutorul acestora, puteți accesa funcțiile specifice pentru dată, durata de timp până la intrarea în modul standby, modul economic de printare și multe alte setări. Capacitatea maximă de printare a Brother DCP-L2500D este specificată de producător la 26 pagini A4 per minut, însă în testele noastre am descoperit că în scenarii de utilizare normală, de zi cu zi, având setată imprimanta la setări normale de calitate, viteza maximă este apropiată mai degrabă de 20 de pagini per minut, ceea ce rămâne totuși o viteză respectabilă de printare pentru clasa de aparate all-in-one din care Brother DCP-L2500D face parte. Rezoluția maximă a aparatului este de 1200 DPI, de 4 ori mai mult decât i-ar fi nevoie pentru a asigura printul de cea mai bună calitate. Prin urmare, calitatea imprimărilor nu poate fi decât excelente, cu caractere precise, cu margini deosebit de bine definite și fără urme neplăcute de toner pe marginile foii. Utilizând setările maxime de calitate a imprimării amintite mai devreme, cartușul de mare capacitate al imprimantei disponibil separat asigură tot conform producătorului o autonomie de 2600 pagini, o autonomie respectabilă pentru o imprimantă destinată birourilor mici sau uzului acasă. Alte specificații de interes pentru Brother DCP-L2500D sunt: culori. Brother DCP-L2500D poate funcționa doar cu toner negru, fiind destinată utilizării de tip office. Funcții: printare inclusiv duplex, copiere și scanare, memoria internă este de 32 de MB, portul de conectare USB 2.0, rezoluție de copiere 600x2400 DPI, greutatea pachetului este de 12,5 kg, iar greutatea imprimantei de 9,7 kg, aceasta având mânerele de transport incluse în carcasă. Sistemele de operare suportate sunt de la Windows XP la Windows 10. Brother DCP-L2500D este disponibil la comandă pe magazinul nostru online evomag.ro, linkul către pagina produsului fiind prezent pe ecranul dumneavoastră sau în descrierea acestui videoclip.